Ioan l-a însoțit pe Hristos tot timpul, de aceea este și martorul Evangheliei, și în urma lui mergea și Petru. Petru intră în contradicție cu două persoane. Cu slujnica care l-a mai văzut pe Petru cu Ioan la curtea arhierelui când aducea pește de apă dulce, asta o spune și profesorul Tofană în conferința pe care a ținut-o pe la Iași, și l-a mai văzut o rudă a aceluia cu urechea lipită a lui Malcus, care i-a pus-o Iisus la loc când era cu Iisus în grădină. Petru trece printr-o traumă. Înainte de a vesti Iisus patimile, el se bătea cumva cu cărămida în piept, spunea așa: Doamne, merg cu Tine până la moarte. N-a fost chiar până la moarte, ci mai încoace un pic, pentru că în clipa în care a fost încolțit de cei din ograda arhiereului, la intervenția lui Ioan, care a vorbit cu o slugă și l-a putut băga în ograda arhiereului să nu stea în afara porților, el a și fost atacat ca și colaborator sau complice al lui Iisus. Și atunci Petru, dacă a spus eu merg cu tine până la moarte, iată că acum rostește cele trei mari lepădări. Nu-l cunosc pe omul acesta, nu știu cine e omul acesta, blestemat să fiu de știu cine e omul acesta. Că Iisus îi prevestise încă de pe drum, de la Betania spre Ierusalim. Are să cânte cocoșul și tu deja ești de trei ori lepădat de mine. Trecem pe chintesență, Petru plânge cu amar și va dobândi iertarea. Și acum mergem în viziunea evanghelistului Matei, care ne mai dă și el câteva idei, dar din alt punct de vedere. Matei acesta, un om cu viziune foarte bună și cu o pregătire intelectuală foarte bună, cu modul de a gândi, ne prezintă o altă idee din partea acestui sinod făcut noaptea. Haideți să fac o glumiță ca să nu vă zmintiți. Cam același mod de proces cum l-au judecat cândva și pe Ceaușescu de uciderea și de distrugerea națiunii române. Tot așa, ei au decis, ei l-au ucis, ei l-au pușcat, ei au rezolvat. Ei, iată că aici ne mai arată că Caiafa, în rafinamentul lui mizerabil, încearcă de data aceasta să obțină niște probe mai concludente, ca atunci când va merge dimineață să dea socoteală de evenimentele din timpul nopții, care oricum aveau să se raporteze, securitatea romană era peste tot și totul era vizat, nu se întâmpla nimic și nu vrea nici să pice rău. Spune că în clipa aceea l-au dus la Caiafa arhiereu, erau și cărturari și bătrânii, și au început să caute mărturii mincinoase. Întâi l-au acuzat că poate dărâma templu și îl poate zidi în trei zile, apoi l-au acuzat, sub formă de blasfemie și hulă, că se numește pe el Fiul lui Dumnezeu. Ce este interesant, că Iisus tace, nu mai vorbește nimic, își dă seama că este împins într-o cursă pentru a scăpa cuvinte. Avem proverbul care îl spune avocatul, sau dacă întâi îl spune poporul, gura bate fundul. Ei, de data aceasta avocatul spune așa: fiecare cuvânt te costă pușcărie sau libertate, ai grijă ce vorbești, mă lași pe mine să vorbesc că eu te reprezint. Aici Iisus este propriul său avocat, pentru că el se apără pe sine. Și vine și dă din nou un răspuns cu care pot să spun că dărâmă templul înainte de a se rupe catapeteasma. Îi vine Caiafa și se dă la toate știutor: tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Iisus îl privește și îi răspunde așa cumva debarasat: tu ai zis. Ăsta se agită, se enervează, se strufocă tot, era pregătit deja să rupă hainele, simulacru era făcut. Dar Iisus se gândește că trebuie să-i dea și o lecție de dogmă, ceva mai mistic, ceva mai înalt. Și îi spune așa: să vă spun încă, că de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii, venind pe norii cerului. Le-a vorbit din nou de parusie, de ceea ce va fi la înfricoșata judecată. Și aici, pur și simplu, i-a epuizat, pur și simplu l-a terminat psihic și a rupt hainele și a spus: acesta hulește, noi nu mai avem nevoie de nicio probă. Numai că probele iudaice nu erau totuna cu probele romane. Caiafa, să nu rămână mai jos ca Ana, a trecut la un mod de maltratare mult mai urât
asupra Mântuitorului și m-am gândit că decât să vă povestesc povești, mai bine vă redau doar simpla privire asupra tabloului săvârșit. E vinovat de moarte și l-a scuipat în obraz. L-a bătut cu pumnii, i-au tras palme și îl luau peste picior. Hristoase, spune, cine te-a lovit? Ce se întâmplă mai departe cu Iisus, care a fost la Biserica Petru Galicantu în Ierusalim, adică Biserica Cocoșului, unde cântă cocoșul când vine de la Galinacee, Galicant? Acolo este un beci cu o gaură imensă, unde ucigașii, criminalii, acuzații erau legați de subsuori cu niște funi, ca într-un hamac, ca și cum l-ai băga ca într-un fel de plasă și îl scoți și el stă suspendat în aer. Și Iisus va sta legat în funii acolo, în beciul lui Ana și Caiafa, o noapte întreagă. Astăzi este o biserică de măicuți acolo. Și umbra lui se va imprima pe peretele acelui loc, așa cum o vedem și azi când vizităm Ierusalimul. Și el va sta până dimineața acolo. Judecata era făcută, oprobiu era pregătit și deja se aștepta a doua zi, de acum totul să înceapă în văzul lumii. Numai că erau două probleme care nu se puteau rezolva din prima. Viziunea și modul de judecată pe care îl fac romanii, faptul că era și vinerea și mai era și o chestiune care ținea de învățătura lor, a iudeilor, să nu intre în pretoriu să se spurce, că romanii fiind păgâni, ei fiind curați, nu puteau să mănânce sâmbătă Paștele și trebuiau să vorbească din afară. Și a făcut timp Pilat și a venit la ei. Eu am găsit doar două idei frumoase pe care n-aș vrea să le scap. Prima privire a lui Pilat către omul Hristos, eu am citit o carte paralelă de Sfânta Evanghelie, se numește o scrisoare a lui Pilat către consulul sau împăratul Cezarul de la Roma, foarte frumoasă, avea o impresie extraordinară și o părere foarte de excepție despre Fiul lui Dumnezeu, despre Hristos, despre Marele Învățător și Profet Iisus, dar și Pilat avea acea calitate de jigodea a vremii. Nu își periclita scaunul, cum și noi mulți alții, nu ne periclităm scaunul când e vorba de dreptate și mergem pe compromis și pe neadevăr că e cald pe scaun. Și atunci Pilat are două slăbiciuni. Știe că Iisus nu-i vinovat, îl și apără de 5 ori în tot procesul de acuzare, dar în același timp cedează presiunilor iudeilor, nu vrea să intre în conflict cu Irod, cu care deja era certat, și găsește prilejul potrivit de a se împăca prin această ocazie de a-L trimite pe Hristos și spre El. Acest Irod Antipa era deja trist că mai omorâse un mare profet pe Ioan Botezătorul, a avut o discuție nonsens cu Iisus, că Iisus nu l-a băgat în seamă, nu i-a răspuns la niciun dialog. Se spune că și Irod ar fi făcut o mică glumă la adresa lui Iisus, cum ne arată Scripturile, l-a îmbrăcat într-o hlamidă roșie și a spus, duceți-l înapoi împăratul ăsta lui Pilat, dacă ăsta e împărat, apoi nu știu cine sunt eu. Adică a fost o ironie, bă, tu mi-a trimis pe ăsta în calitate de împărat și ăsta are față de împărat, adică îți vedea că e un om nevinovat. Ei, ce este important, că Iisus la primul, Pilat la primul contact cu privirea lui Iisus avea o psihologie foarte bună. Ce vină îi găsiți voi la omul ăsta, n-a zis, la criminalul ăsta, la hoțul ăsta, la ucigașul ăsta. Ce vină îi găsiți la omul ăsta? Deci ceea ce înseamnă că el avea toate informațiile despre Iisus. Și a încercat din prima să pună scurt capăt, pentru că el avea nevoie de liniște. Ierusalimul nu avea nevoie de scandal. Asta diminua în orice moment tot ce înseamnă administrație și finanțe. Și mergem pe idee. Au și sărit ca arș. Păi dacă nu era un rău făcător, l-am fi adus aici ție? Deci imediat i-au tăiat-o scurt, erau pregătiți.
Și iată ce frumos se spală Pilat pe mâini, să-l judecați voi după legea voastră, nu mi-l aduceți mie să vă rezolvați răzbunările, cum spunem noi în ziua de astăzi, ce vrei să scoți castane din foc cu mâna altuia? Ei, la insistența și la îndărătnicia iudeilor, Pilat intră în dialog până la urmă cu Iisus și îi pune câteva întrebări fundamentale, mult mai simple, mult mai complexe. Tu ești împăratul, despre ce e vorba, lămurește-mă și pe mine, ce vreau oamenii aceștia? Cum, adică răspunde-mi Iisuse, cum ești împăratul iudeilor? Și iată ce îi spune Iisus, îi dă un răspuns la fel. Iisus știa să răspundă ca un Dumnezeu. Deci tot El se apără, n-avea apărători. Și spune așa, împărăția mea nu e din lumea aceasta, direct scurt, eu vin din cer. Dar trecem la ceva mai frumos. Tu îți închipui că dacă eu eram împărat în lumea aceasta, slujitorii mei nu s-ar fi luptat să nu fiu eu predat iudeilor? Dar împărăția mea nu e de aici. Și asta îl derutează pe Pilat, care mai pune încă o dată întrebarea, și sub forma naivă, dar și sub forma perversă, adică vrea să vadă totuși ce-i cu împărăția asta, de unde este? Nu stă Iisus să-i facă apologia împărăției lui Dumnezeu, nici nu discute. Dar îi spune, a, da, deci totuși tu ești împărat. Și Iisus îi spune, tu zici asta, că eu sunt împărat. Eu m-am născut, aici iarăși Iisus trece pe dogmă, și am venit în lume ca să dau mărturie despre adevăr. Deci ce vrea Hristos să spună? Eu sunt împăratul adevărului. Asta este titulatura lui Iisus. Eu vin din împărăția adevărului. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Și Pilat a zis, și ce este adevărul? A rămas fără răspuns Pilat la acest răspuns. Pentru că adevărul era în fața lui. Ce putea spune Hristos? Eu sunt adevărul, o spusese de zeci de ori. Eu sunt adevărul, calea și viața. Nu mai repeta și în fața lui Pilat. În clipa aceea, Pilat va trece la a doua metodă, la a treia metodă, la a patra metodă și în final le va spune, am să încerc să vă conving altfel. Am un rău făcător și l-am pe Iisus, pe care îl vreți, dă-ne-l pe Baraba. Deci lumea alege rău. Și când spunem că lumea alege rău, mă refer la o simplă comparație fundamentală de azi. Și noi de 25 de ani ne dorim, sau de 28 de ani, de când ne-am considerat liberi, consimțiți, vrem binele, dar parcă punem ștampila cu tot mai rău. Deci ne place politica murdară, ne plac decadențele sociale, ne plac decadențele legii, ne plac coruptibilii, ne place corupția, dar ne apărăm printr-o perfecțiune a legii dusă la extremis, Parchetul Național Anticorupție, DNA, ANAF, toate sursele juridice, Curtea Paraconstituțională, Curtea Supremă, Curtea fără justiție cu justiție și tot ce vrem noi, termeni din ăștia care țin strict de domeniul ăsta al dreptului judecătoresc. Dar cine respectă aceste legi? Cine ține cont de ele? Cine le bagă în seamă? Nimeni. Pilat a văzut lucrul ăsta și nu vrea și el să se murdărească. Înțelegea politica. El totuși vrea să-l salveze pe Iisus, pentru că mai mult decât atât, cum ați văzut și în Evanghelie, și soția lui, Procula, i-a zis, tu nu faci rău omului ăsta, că eu am primit înștiințare în vis și ceva nu e în regulă. Ferește-te! Se spune că totuși, pentru această slăbiciune, Pilat, proconsulul din Ierusalim, va pătimi urât de tot. Deși își dorește să rămână prieten cu Cezarul, deși dorește să fie iubit de Cezar, deși dorește să fie într-o relație bună cu Cezarul, deși dorește să fie într-o relație bună cu Cezarul, vrea să fie într-o relație bună cu Irod, el va fi scos din funcția care o are, va fi, cum era la romani obiceiul, să te expulzeze cu domiciliu forțat pe undeva prin Galia, unde va fi și ucis. Adică cel ce scoate sabia de sabie va peri. Deși la prima părere, el a fost și un apărător al lui Iisus
și un protector și, și o încercare de salvator, dar ticăloșia și slăbiciunea firii omenești nu l-a lăsat. A mai încercat și varianta să se spele pe mâini, să-i cumva să impresioneze pe evrei, dar ei au strigat scurt, nouă ne-l dai pe Iisus și îl răstihnești, îl judeci și îl pedepsești, că dacă tu îl tolerezi și nu-i faci nimic și ne încurci pe noi în ce avem de făcut, nu ești prietenul cezarului. Nimeni în Ierusalim nu poate fi împărat afară de cezarul. Pilat atunci se înverșunează și mai încearcă pentru ultima dată ultimul gest. Mie nu vrei să-mi vorbești? Știi că am putere să te eliberez sau să te răstihnesc? Și Iisus îi spune calm. Da, ai cât să s-a dat, care-i problema? Și aici Iisus vine să vorbească la adresa lui Caiafa și a lui Ana și a Sinedriului și a cărturarilor legii vechi. Și auzi ce vorbă spune, care scapă de multe ori în Evanghelie, scapă uneori poate și exegetului, dar scapă și minții noastre. Ați auzit vreodată de psalmistul David? Sper că nu vă grăbiți, că terminăm de acum. Ce spune psalmistul David? De cele rele ferește pe robul tău? Păcatele neștiinței și ale tinereții mele, Doamne, nu le pomeni. Dar aici noi vorbim în cărțile de învățătură creștină, după Evanghelia lui Hristos, că nu-i vai de cel ce s-a smintit, îi vai de cel prin cine vine sminteala, că mai bine și-ar fi legat o piatră de gât să nu se fi născut, decât să producă sminteala, să se sară în mare, decât să facă sminteala care a făcut-o. Iată ce spune Iisus înainte de a fi luat la bătaie și pregătit de răstignire.